Statistici îngrijorătoare vin de la Ministerul Educației. În anul 2018, aproximativ 2400 de școli și grădinițe au funcționat fără apă curentă și canalizare, având toaleta în curte, potrivit Ministrul Educației Ecaterina Andronescu. Aceasta a mai ai precizat că doar în județul Maramureș există circa 30 de unități de învățământ care își desfășoară activitatea în aceste condiții. Afirmațiile Caterine Andronescu vin drept răspuns întrebării referitoare la situația școlilor fără canalizare, adresate în luna noiembrie de către senatorul Severica Covaciu, ministrului interimar al educației la acea vreme, Rovana Plumb. Și premierul României, Viorica Dăncilă, a avut un cuvânt de spus pe această temă. Ea a precizat la începutul lunii decembrie că în bugetul pentru anul 2019 va fi prevăzut un fond de investiții locale prin care fiecare localitate va putea opta pentru două proiecte de finanțare pentru canalizare, apă sau renovarea școlii. Șefa executivului spunea că pentru acest fond vor fi alocate 10 miliarde de lei, în timp ce președintele PSD, Liviu Dragnea, afirma că suma va fi de 10 miliarde de euro.